Bine ați venit la Lumina Creștinului! Astăzi o ediție în care vorbim despre Ziua Tineretului în dieceza de Iași. A fost un moment în care tinerii romano-catolici s-au adunat, au fost împreună pentru o mărturie de credință și pentru acea întâlnire fizică de care nu au mai avut parte în ultimii 2 ani. Pentru această discuție am invitat pe Părintele Felix Roca, responsabilul Oficiului pentru Pastorația Tineretului la nivelul diecezei de Iași. Bine ați venit, Hristos a înviat! Bine v-am găsit, adevărat a înviat, mulțumesc pentru invitație! Și un tânăr student, Alin Adam, care a fost martorul acestui eveniment. Dar am să încep cu Părintele Felix întrebându-l despre cei 30 de ani. Practic sunt 30 de ani de când a apărut această idee. Nu a fost prima ediție, în 92, la Adjudeni. Ce înseamnă, de fapt, această zi a tineretului? Ce semnificație are și de unde a pornit ideea? Dar vorbim de 30 de ani, deși noi înainte am stat să calculăm și am zis, punem anul sau cei 2 ani în care efectiv întâlniri nu s-au făcut și am zis, s-au făcut totuși, a fost o întâlnire online, astea au fost timpurile, le punem și le socotim, o întâlnire la nivel de parohie, anul trecut doar în parohie s-a organizat și atunci am zis, nu se poate, sunt 30 de ani, ei considerăm, acestea au fost timpurile și luăm la socoteală. În 1992, suntem, e clar, după 89, anii 1990, libertatea credinței, într-un context în care deja din 1985, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea a dorit o zi mondială a tineretului. În 1985, apoi s-a pus în practică în 1986, Sfântul Părinte a zis, e nevoie în Biserica Universală, în întreaga lume, să fie o zi în care să se sărbătorească această frumusețe, tinerețea credinței. Și a întemeiat efectiv Ziua Mondială a Tineretului. Și atunci, după 90 și în dieceza de Iași, am zis, trebuie să luăm acest exemplu, nu se poate, dacă Sfântul Părinte ne-a dat un exemplu, e nevoie ca și la nivel local, la nivel diecezan să fie această zi. Și în 1992, regretatul părinte Cornel Cadar, căruia îi mulțumim și sigur din cer se bucură de aceste întâlniri, împreună cu o echipă de tineri, au inițiat această zi a tineretului la nivelul diecezei. Și de atunci în fiecare s-a purtat înainte această zi în care tinerii sunt protagoniști. Înainte de a vedea cum a trăit Alin acest moment, vreau să vă întreb ce a adus nou anul acesta. Anul 2022, începutul lunii mai, de fapt așa se sărbătorește la începutul lunii mai, Ziua Tineretului. Cu ce noutate a venit anul acesta? Vă dați seama că în unele precedente am stat și am cântărit și cu responsabilii de la episcopie în ce condiții să facem acest eveniment. Vorbind cu tinerii, toți ne-au spus, vrem să ne întâlnim, indiferent cum este, vrem să participăm la această ediție, la această întâlnire. Bineînțeles, cu responsabilii de la episcopie am cântărit destul de bine în ce condiții, cu câteva luni în urmă, încă nu erau clare, nu era clară evoluția situației sanitare și ne-am zis, e bine orice ar fi, oricum ar fi, să fim prudenți, să ținem cont de aceste timpuri, așa cum biserica a ținut cont de-a lungul întregii pandemii. Și atunci am zis să nu ne întâlnim toată lumea în aceeași parohie, exact cum a fost începând din 1992, bineînțeles în afară de cei 2 ani de pandemie, ci să găsim o altă formulă, să fie la nivel diecezan, deci în toată dieceza, în aceeași zi, în prima sâmbătă din luna mai, dar de data aceasta pe decanate, adică protopopiate. Și ne-am dat seama, așa cum cred că noi ar fi bine să facem lucrul acesta, să descoperim și oportunitățile pandemiei. Parcă e greu să vorbim despre lucrul acesta, dar o încercare își are și partea sa luminoasă. Și am zis că dacă facem întâlniri mai mici, doar de câteva sute de persoane, la nivel de protopopiat, și în dieceza noastră sunt 11 decanate protopopiate, 11 întâlniri, în aceeași zi se creează atmosfera de unitate, de comuniune, și am folosit 2 oportunități, acea de formare, în sensul în care având grupuri mai mici, altfel se poate interacționa, se poate lucra cu ei, se poate face o cateheză, ei înșiși să aibă ocazia să reflecteze asupra unor întrebări. Și vă întrerup numai pentru a-i ruga pe colegi să ne ofere fotografii din decanatele
în care s-a sărbătorit Ziua Tineretului. Avem imagini pe care ni le-ați pus la dispoziție. Exact, deci o oportunitate aceea de efectiv de formare în grupuri, ei pot fi să trăiască mai bine credința și să gândească, să reflecteze asupra credinței și apoi efectiv și o mai strânsă comuniune. Pentru că înainte era important și lucrul acesta, aveam 2000, 2500, 3000 de tineri într-un loc, uneori chiar mai mult de 3000, e o altă atmosferă, e o altă stare, dar și comuniunea e mai greu de creat. Și atunci am folosit aceste oportunități. Mai intensă formare, o mai profundă comuniune. Este ceea ce ne spuneți dumneavoastră din perspectiva persoanei consacrate, dar haideți să vedem tânărul beneficiar, să spunem, al acestei frumoase idei care se datorează și părintelui Cornel Cadar. Spune-mi, te rog, Alin, unde, în ce parohie ai sărbătorit Ziua Tineretului și cum ai simțit pe tinerii cu care ai fost? Apropiindu-se Ziua Tineretului, nu eram sigur dacă să mă întorc în zona mea a Bacăului sau dacă să rămân aici în Iași. Însă a venit o propunere de a fi prezentator și am spus de ce nu. Lucru pe care nu l-am refuzat și nu-l regret, rămânând aici la catedrală, pentru că, sincer, atmosfera a fost una minunată și făcând legătură la videoclipul cu care s-a deschis această zi de dimineață, în care eram foarte fericit pentru această zi, când am urcat de la subsolul catedralei și am ieșit în curtea catedralei, am auzit toată muzica, am văzut toate privirile tinerilor, toți tinerii, și am avut un flashback din trecut cu acele grefuri în care era veselie totală, era bucurie, toți erau plini de entuziasm. Și era aceeași atmosferă și în anii din urmă, atunci când sărbătoreai la Răcăciune, am înțeles, nu? Ați sărbătorit și acolo sau ați fost în alte locuri din dieceză? Da, s-a sărbătorit și în alte locuri. Eu am participat mai puțin anterior la aceste sărbători, dar altfel am simțit-o de data aceasta, fiind chiar mai mult implicat. Cred că este momentul să vedem și noi imagini de la catehezele care au avut loc la catedrală, unde spui că ai fost, și cu siguranță atmosfera de la catedrală, de la Iași, de aici, a fost cea care v-a ținut împreună și cred că de acum nu vei mai lipsi. Știu, părinte Felix, că în fiecare an există un mesaj specific, un mesaj care pornește de la un mesaj pe care îl adresează Sfântul Părinte. Care este mesajul de anul acesta? Exact, de când s-a întemeiat această zi și Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea și Papa Benedict și actualul Papa Francis au trimis acest gând sau un citat biblic asupra care după aceea reveneau și cu un mesaj, semn că în primă persoană Sfântul Părinte se îngrijește de acest itinerar de trăirea credinței al tinerilor. Și este semnificativ. Cred că dacă ne gândim, e Sfântul Părinte care adresează un îndemn pentru tinerii din lumea întreagă, în special pentru tinerii catolici, dar e un mesaj care trece dincolo de granițele unei biserici, pentru că vorbește pentru o generație. Și în ultimii ani, Sfântul Părinte a ales un îndemn care a fost transversal pentru 3 ani de zile. Ridică-te! Cu 3 ani în urmă, Sfântul Părinte a dat acest citat din Evanghelie cu învierea tânărului din Naim. Ridică, tinere, îți zic, ridică-te! Apoi, în al doilea an, anul trecut, de fapt, imaginea Sfântului Apostol Paul, care are acel moment pe drumul de la Damasc și acea voce care îi spune, ridică-te, te constitui martor al tuturor celor pe care le-ai văzut. Iar anul acesta, în față, imaginea tinerei din Nazaret, Sfânta Fecioară Maria și Evanghelia după Sfântul Luca, chiar la primul capitol, care spune, Maria, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă. S-a dus în grabă să vestească, să proclame, să mărturisească credința, să mărturisească ceea ce este în viața proprie. Iată acest îndemn în ultimii 3 ani și va continua și anul următor, adresat tinerilor, ridică-te. Și e providențial. Acest îndemn a venit înainte de pandemie, dar e providențial pentru că, iată, după pandemie, în această situație, a spune tinerilor, nu te teme, merge înainte, ridică-te, vocea ta contează, prezența ta contează, protagonismul tău contează, biserica are nevoie de prezența ta, societatea, lumea are nevoie de entuziasmul tău. Și e o încurajare și pentru tineri.
Noi vedem imagini din curtea catedralei, tinerii pregătindu-se sau participând la cateheze. Sunt momentele dinaintea Sfintei Liturghii. Spune, Alin, care au fost, de fapt, cele mai importante momente pe care le-ați trăit în acea zi de 7 mai? Pentru că, sigur, ați meditat la acest mesaj, dar ce alte momente? Cum s-a împărțit ziua? Auzind această întrebare, eram pe și sunt pe principiul, toate momentele sunt importante, toate momentele au fost frumoase și ar fi vrut puțin tel din partea mea să eu spun nu-ți că... Eu nu spun să le spui care au fost mai frumoase. Care au fost? Un top. Da. Da. Dar față de organizatori ar fi fost puțin tel urât din partea mea să spun un moment anume. Da. Și sincer fiind puțin critic, cu adevărat toate momentele au fost importante. Și ca o structură a fost deschiderea de dimineață, apoi a fost cateheza condusă de părintele Marian Blaj, a cărei tema a fost curajul de a fi tânăr creștin în societatea contemporană. După aceasta au urmat niște discuții pe diferite grupuri în care am abordat diferite teme, diferite subiecte sensibile ale tinerilor. După aceasta a urmat Sfânta Liturghie, după Sfânta Liturghie, prânzul, iar după prânz, festivalul tinerilor, festival în care au fost foarte multe momente artistice, tinerii arătându-și binecuvântările prin cântece, prin dansuri, prin teatru, actorie. Și la final a fost vizitarea Catedralei Vechi, momentul în care... Catedrala resfințită pe 15 septembrie da. Anul trecut. Da. Momentul în care am fost invitați cu toții să mergem în față, să privim la coasta lui Isus, apoi am mers în criptă, am vizitat puțin, apoi rugăciunea finală. Însă, momentul cel mai important, cu siguranță, a fost Sfânta Liturghie, care a fost și în miezul, în centrul zilei, la ora 12, pentru că, până la urmă, noi toți tinerii am mers acolo pentru Isus, cu Isus. Pentru întâlnirea cu Isus. Și vom vedea și imagini de la Sfânta Liturghie, cea de care spuneai și care a fost prezidată de părintele paroh și decan de Iași, părintele Daniel Iacobuț. Vedem imagini din timpul acestei Sfinte Liturghii. Părinte Felix Roca, ascultându-l pe Alin, mă gândeam că tinerii au anumite așteptări de la biserică. Biserica are la rândul ei așteptări de la tineri și vom afla îndată de la Alin care sunt aceste așteptări, dar din punct de vedere al, să spunem, al reprezentantului bisericii, care sunt aceste așteptări ale tinerilor și care sunt așteptările bisericii? Pentru că e bine această întrebare să primească răspuns din ambele. Ar trebui să facem o altă emisiune pe tema aceasta. Da. Nu este o autoinvitație niciun caz, dar e un capitol foarte, foarte deschis dincolo de glumă. Și ar fi bine să spunem că aceste zile mondiale ale tineretului, întâlnire națională, pentru că noi avem și o întâlnire națională a tineretului catolic odată la 3 ani, acum vedem cum ne reorganizăm, în dieceze, în eparhii și așa mai departe, toate aceste zile nu sunt o propunere către tineri, ci efectiv este o invitație ca ei să fie protagoniști, se organizează împreună cu ei. Pentru că de multe ori este imaginea, cineva pregătește într-un birou, este acest oficiu pentru pastorația tineretului, se întâlnește Părintele Ferescu cu câțiva oameni, spune la toată lumea asta facem și toată lumea execută, în niciun caz. E o zi pentru tineri, realizată cu tinerii, în folosul tinerilor și pentru a asculta vocea tinerilor. Spuneam, suntem într-un timp, e un capitol deschis, într-un timp în care în Biserica Universală este acest parcurs sinodal. Biserica, prin vocea Sfântului Părinte, dorește să asculte glasul tuturor pentru a se întreba ce trebuie să facem mai mult ca să mergem mai bine, să mergem împreună, pentru că aceasta este biserica. Și ziua tineretului de anul acesta a fost și o ocazie de a asculta pe tineri. Alin spunea lucrul acesta, au fost grupuri de discuții în care tinerii au fost întrebați foarte direct și foarte concret. Ce ar trebui să se schimbe în comunitatea din care faci parte, în parohia ta, în asociația bisericească din care faci parte, în decanat, în biserică, în dieceză, în biserica universală, ce ar trebui să se schimbe pentru ca tinerii să poată să-și trăiască mai bine credința, să fie ajutați să-și trăiască credința.
Și noi centralizăm acum răspunsurile, sunt excepționale, pentru că folosea Alin cuvântul critic, e sensul cel mai potrivit. Puțintel critic, așa. Da, dar în sensul că avem nevoie ca lucrurile să fie spuse, să fie spuse, să trecem dincolo de anumite șabloane, de anumite retineri. Și vă amintiți retineri. Una, două dintre ideile principale care se regăsesc în... Recunosc că nu le-am studiat pe toate. Eu am fost în această zi în decanatul de Vrancea, mai vorba Sfântului Părinte, mai la periferie. E o zonă mai largă, sunt mai puține parohii, sunt foarte îndepărtate și am dorit să merg acolo, într-o comunitate foarte frumoasă la Ploscuțeni. Au organizat această zi în zona Vranciei. Rădeau foarte mulți tineri pentru că spuneam: Părinte, aici sunteți în epicentrul diecezei, făcând referință la zona Vrancea, sunteți în epicentrul. Vrancea Vrâncioaia, mai precis. În epicentru. Da. Și discutăm cu tinerii în grupuri, mergând puțin pe la ei, am observat unele idei. Una dintre acestea a revenit: să fie mai mult atenție față de noi. Preoții să stea mai mult față de cu noi, tinerii. Tinerii, da. Preoții să stea mai mult cu noi, să fim mai ascultați, să fim însoțiți. Aici a revenit de multe ori în momentele de criză, în momentele în care nu știm încotro să mergem, să simțim atenție, să simțim că cineva este aproape. Multe din ideile tinerilor fac referință la ceea ce înseamnă comuniune, apropiere, dacă vreți, umanitate, prezență. Dincolo de aspectele formale, dincolo de misiunea pe care o are un preot, e clar, o persoană consacrată, un călugăr, o călugăriță, un catehet, tinerii, și am văzut, probabil aceasta este și o consecință, să spunem, a pandemiei, au nevoie de apropiere, e să fie nevoie, însoțiți. Exact, la asta mă gândeam, comuniunea care ne-a lipsit în ultimii doi ani, am stat departe unii de alții, întâlnirea fizică este necesară. Alina, aceeași întrebare și pentru tine. Ce așteptări ai tu, ca să nu mă refer la toți tinerii, din partea bisericii, și ce așteptări crezi că are biserica din partea ta, a voastră? Eu o să încerc să mă axez pe tineri în general, nu pe mine, sincer. Și voi spune că tinerii sunt cu adevărat schimbarea. Tinerii sunt cu adevărat viitorul. Și mi-am adus aminte de acea frază: copiii colorează viața. Și am încercat să o modific spunând că tinerii colorează biserica. Și fiind un moderator al unui grup de tineri în care s-au pus aceste întrebări mai sensibile, am auzit diferite păreri, diferite nemulțumiri, diferite propuneri din partea tinerilor pentru biserică în special. Și una dintre propuneri a fost, sau să-i spun, evidențierea faptului că tinerii nu sunt valorificați îndeajuns, nu sunt luați în considerare de multe ori, pentru că chiar o fată din grup de la mine spusese că persoanele mai trecute prin viață de obicei, nu de obicei, chiar tind să nu ia în considerare, să creadă că ei încă sunt în creștere, încă au multe de învățat. Bine, ceea ce e și adevărat. Dar, până la un punct e adevărat. Da, până la un punct chiar este adevărat. După întrebând tot așa în grup, am auzit o persoană care mi-a spus ceva legat de activități. Activitățile să fie mai să implice mai mult pe ei, pe tineri. Și să nu fie formale, cred că despre mai pe stilul asta tineri, e vorba. Da, exact. Să implice. Exact. Și să le fie luate în seamă părerile. Pentru că o fată îmi spusese că ei îi place să meargă la cateheză, dar nu îi place când nu este luată părerea în considerare. Și mi-a spus că ea chiar și-ar dori ca ea în special să poată să-și exprime părerea liber și să fie primită. Să fie primită și acceptată, chiar dacă poate nu este în totalitate corectă sau nu, așa poate învăța. Și un alt exemplu pe care l-aș putea da a fost un băiat care mi-a spus că anterior acestei zile, și de fapt cu mult timp în urmă, el nu umbla la activități ale bisericii, pentru că reprezentantul de la el din parohie nu reușea să-l atragă, să e foarte important aceea, cine e liderul, da, grupului. Exact. Și a spus că odată cu venirea unui vicar care chiar știe să se implice și știe să fie cu tinerii, să aduc activități pentru tineri cu adevărat,
a început să umble din ce în ce mai mult. Mai avem câteva minute, timp în care aș vrea să știu, Părinte Felix, din punctul nostru de vedere, iarăși, cu ce rămân tinerii, cu ce rămâne un tânăr după un astfel de moment, după o astfel de sărbătoare? Și la fel, întrebarea este valabilă și pentru Alin, cu ce rămâne un tânăr după o zi a tineretului? Ați văzut câtă bogăție de reflecție într-un grup în care a fost Alin. Imaginați-vă că în ziua tineretului a fost sute de grupuri, chiar focus grupuri, pentru că asta au și făcut, au reflectat asupra unor teme, și câtă bogăție este în această reflecție și în această propunere a tinerilor care au curajul să vorbească. Cred că sunt multe, multe urmări foarte, foarte frumoase. La într-un fel de general, cred că tinerii au rămas cu ideea: biserica are grijă de noi, îi pasă, organizează un eveniment pe măsura noastră, pentru noi și împreună cu noi. Asta ca fiind așa, să spunem, o umbrelă. Apoi, faptul că li s-a cerut părerea. E clar, Alina spunea foarte bine, nu este suficient, e bine să fie cântărite părerele și apoi făcute eforturi ca să vină în întâmpinarea cerinței tinerilor. Momente de comuniune. Gândiți-vă, spunea Alin, în centrul zilei a stat Sfânta Liturghie și alte momente de rugăciune. S-a început cu rugăciunea, s-a încheiat cu rugăciunea. Acea comuniune, acea trăire a credinței. Și să nu uităm, pentru că e important, vorbim de tineri, momente de sărbătoare, un festival al tinerilor, de muzică, de dans, de exprimare a talentelor, a tuturor darurilor pe care le-au primit de la Dumnezeu. Tinerii au nevoie de aceste spații, de aceste timpuri în care să se bucure împreună, că n-a stat nimeni toată ziua în genunchi sau, nu știu, n-au levitat în sensul de rugăciune foarte importantă, dar tineri din această societate care au curajul după aceea să mărturisească faptul că sunt prieteni cu Iisus Hristos sau că Iisus Hristos este prietenul lor, face parte din viața lor. Alin, ultimul cuvânt îți aparține. Cum te influențează un astfel de eveniment în viața ta în general? În viața mea, în general, un asemenea eveniment îmi oferă curaj. Și mă refer la acest eveniment, mie mi-a oferit curaj, speranță și încredere în a crede. Și m-am gândit la acea melodie a trupei The News Boys, God's Not Dead, Dumnezeu nu este mort. Văzând toți tinerii de afară, dinăuntru, cum se implicau, cum trăiau această zi, am prins eu curaj în a vesti, în a trăi, în a simți în fiecare zi, atât la facultate, la cămin, oriunde sunt, la biserică, să trăiesc fiecare zi și să îl trăiesc pe Dumnezeu și să îl împart tuturor, așa cum reușesc. Mulțumesc, a fost o discuție, zic eu, foarte interesantă și relaxată, dar în care s-au spus lucruri importante, mai ales pentru tineri, dar și pentru biserică. Vă mulțumesc pentru aceste mărturii de credință, pentru aceste împărtășiri și vă mai aștept la Lumina Creștinului. A fost Lumina Creștinului de aici, din studioul TVR Iași. Până data viitoare, toate cele bune!